Cina cea de taină În prima zi de Paște, când se mânca azimă și se înjunghia mielul pascal, Iisus trimise înainte pe ucenicii săi, Petru și Ioan, spunându-le, Duceți-vă și pregătiți Paștele ca să mâncăm. Unde dorești să-l pregătim? L-au întrebat ucenicii. El le-a răspuns, Iată, când veți intra în oraș, vă va ieși înainte un om Ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el și spuneți-i stăpânului casei unde va intra. Învățătorul te întreabă: Unde este încăperea în care să mănânc Paștele împreună cu ucenicii mei? Și el vă va arăta o încăpere mare de sus, gata așternută. Acolo, să pregătiți Paștele. Ei au plecat și, găsind totul întocmai așa precum le spusese Isus, au pregătit masa de Paște. Iar când a sosit ceasul, el s-a așezat la masă împreună cu cei 12 ucenici și le-a spus: Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi, înainte de pătimirea mea, căci vă spun că de acum încolo nu-l voi mai mânca până la împlinirea lui în împărăția lui Dumnezeu. Și luând un pahar, a mulțumit și a zis: Luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, căci vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până va veni împărăția lui Dumnezeu. Și luând o pâine, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o, zicând: Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, așa să faceți și voi spre pomenirea mea. Tot astfel, luând paharul după cină, îl dădu ucenicilor săi și zise, Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru voi.